Din Apocalipsa, Dinamo rămâne fără jucător și antrenor și riscă falimentul. E gata meciul! E gata meciul! Universitatea Cluj promovează în Liga 1, Dinamo retrogradează. Pentru prima dată în istoria acestui club, cu 18 titluri de campioană, Dinamo părăsește Liga 1. 18 titluri și 13 cupe ale României. Acesta este palmaresul lui Dinamo în mare. Boală lungă, moarte sigură, probabil, dar... Alertă de grad 0 pentru Dinamo. Falimentul bate la ușă. Conducătorii sunt disperați. Bună ziua! Și pentru mine este o onoare imensă și o mândrie. Cu atât mai mult este o mândrie faptul că s-a apelat la mine în momentul ăsta dificil al clubului. Într-adevăr, situația nu e roz, însă ne bazăm, așa cum am spus, în special pe fani. Se având, Neluz roșu și salvează. Se termină aici partida, scor final, Dinamo Oțelul 1-3. Și o șansă bună din nou pentru Unirea Dej, 1-0 pentru oaspeți. Aici a trecut Jin, dar iată, este gol, greu de joc pentru fundașul Dinamo Dej și se termină. Nu mai este timp pentru nimic. Și final de meci. CSEA Steaua bate deplasare pe Dinamo. Buzău se impune cu 2-1 și în sfârșit... Cred că toată lumea care s-a uitat la meci a văzut progresul pe care l-a făcut echipa asta. Într-adevăr, lipsesc punctele, dar încă o dată, victoriile vin și punctele vin atunci când se lucrează bine și e nevoie de timp. Inge la parada, o ocazie mare, gol! 1-0 pentru Dinamo! Nu este rău și gol, Patrichie! Foarte bună centrarea lui Ahmed Bani și la fel de bine se înalță capitanul dinamomist, cel care în acest moment fluieră finalul partidei. Bucurie în tabăra albroșilor. Dinamo obține 3 puncte extrem de importante. Însă că bate Neluz roșu, minge care se duce în poartă! 2-0 pentru Dinamo! Și aici se termină partida. Dinamo reușește să plece dintr-o deplasare care trebuia să fie foarte ușoară, cu emoții, dar pleacă totuși cu 3 puncte. Cercând o combinație cu Buhăescu, gol! Dinamo face 2-0. Se termină aici, doamnelor și domnilor. Dinamo câștigă la Brașov cu 2-0. Buhăescu din penalti, minutul 15, și Iulian Roșu în minutul 63 au marcat pentru Dinamo. 1-1 și acolo, la aceste rezultate, Dinamo prinde locul 6 și după reacția fanilor, într-adevăr, Dinamo prinde locul 6.
dar e foarte important să păstrăm picioarele pe pământ. Da, băieți, bravo pentru astăzi!